că când lumea abia de chin, în cerul s-a făcut tăcere, o liniște ca și în mormânt. Toți tăceau, nimeni n-a avut putere să zică, tată, eu mă duc. Cu țipete de disperare lumea striga după ajutor, se zvârcoleau între satane iare că nu aveau mântuitor. Atunci din nou se auzi cuvântul, dar nici de astă dată nimeni n-a răspuns. Și atunci s-a prezentat de bună voie Sfântul, zicând, tată, eu mă duc, Iisus, știi ce are de suferit, că-și părăsi slava cerească și a venit jos că ne-a iubit și a prelungit al nostru chin. Iar timpul când cu noi era, pe toți la rând ne-a ajutat. El n-a făcut deosebire, pe toți la fel el ne-a iubit și să-și arate a lui iubire copii ai lui el ne-a numit. Dar noi, o lume ticăloasă, n-aveam de ajuns, ne-a fost puțin și pentru o inimă miloasă cerurăm ca să-l răsânim. I-am ales crucea cea mai grea, păharul cel mai amar, cu nuna ce împungea și drumul spre calvar. Iar pentru binele făcut, că-și părăsi slava cerească, noi în palme cu ei am bătut, cu sulița l-am împuns în coastă. În chinuri, că nici soarele nu-l putu privi, cu glasul blând și dulce, părinte, părinte, iartă-i, le grăhi stingându-se pe cruce. Azi încă este îndurător, greșeala ta încă ți-o iartă. Mâine să știi că va fi un judecător și-ți va decide a ta soartă. Eu te îndemn, amicul meu, că ai iertare până ești viu. Azi, când auzi cuvântul său, mâine se poate, e târziu. Amin.